Acum că ați instalat antivirusul, haideți să vedem cum, cum îl folosim. Se poate observa în sistem 3 această iconiță cu o umbrelă albă pe un fundal roșu. Aceasta indică faptul că protecția activă a antivirusului este funcțională. Dacă vedeți figurată o umbrelă închisă pe un fundal roșu, înseamnă că protecția activă este dezactivată. Făcând dublu click pe această iconiță pornim interfața principală a programului. Cele mai importante funcții și pe care le veți folosi cel mai des sunt dezactivarea sau activarea antivir guard, adică protecția activă, scanarea sistemului, Scan System Now, dacă apăs Scan System Now aici, voi porni o funcție, un modul al antivirusului, și anume Luke File Walker, care scanează întregul calculator de virus. O să o opresc deoarece ia destul de mult timp până termină și apoi update. Update înseamnă actualizare și în principiu antivirusul o să-și facă, să facă zilnic actualizarea automată. Însă, dacă vedeți această iconiță de aici similară cu aceasta, înseamnă că din anumite motive antivirusul nu a reușit să-și facă actualizare de câteva zile și e recomandat să faceți o actualizare voi, să faceți clic aici pe Start Update, să porniți manual, ca să zic așa, modulul de actualizare. După cum puteți vedea, este la zi, o să închid această fereastră. În partea stângă avem trei taburi, și haideți să vedem fiecare opțiune în parte. La Status aveți exact această fereastră. La Events este un fel de, de jurnal cu ce a făcut antivirusul. Când a fost uh, pornit, uh, când a pornit o scanare, când a fost terminată scanarea și astfel de informații. Reports vă arată rapoarte cu privire la scanări și dacă s-a găsit sau nu vreun virus. Local Protection. De la Scanner puteți să scanați diverse zone ale calculatorului, să zic așa. Local Drives, adică discuri locale, partiții de hard disk, CD-uri, DVD-uri, stick de memorie, doar directorul Windows-ului, o scanare completă a sistemului, doar mai Documents, doar procesele active, puteți căuta și dacă există rootkit-uri sau puteți face o selecție manuală a directoarelor sau partiților pe care vreți să le scanați. Guard este practic o raportare în timp real a fișierilor scanate de, de antivirus, acea protecție activă de care vă spuneam. Și mai e panoul administration care conține carantina. Carantina e acea zonă protejată, an, mă rog, și monitorizată de, de antivirus, ca să zic așa, unde sunt păstrate fișierele suspecte. Și mai e și scheduler, de unde puteți vedea dacă există anumite procese automate pe care le face antivirusul. De exemplu actualizare zilnică. O puteți vedea, este activă la interval de 24 de ore. Mai e și complet sistem scan, adică scanare completă a sistemului. E programată zilnic la ora 12, însă după cum puteți vedea este dezactivată. Puteți adăuga și dumneavoastră astfel de, de task de, de treburi pe care să le facă automat antivirusul. Haideți să vă fac o mică prezentare și a panoului Configuration. Am trecut deja în Expert Mode. Diferența dacă e sau nu bifată această căsuță e faptul că pe Expert Mode apar mai multe opțiuni. În principiu nu prea vă recomand să umblați pe aici. E setat implicit destul de bine. S-ar putea să vă intereseze totuși să dezactivați sunetul din momentul detectării unui virus. Și asta o puteți face din Guard, Scan, Action for Concerning Files și debifați Acoustic Alert. Dacă ați debifat Acoustic Alert și dați OK, în momentul acela, dacă va fi găsit un virus, nu va mai piui sistem speaker-ul. Eu o să o las totuși bifată. În principiu cam asta ar fi. Dacă, dacă vi se pare că am omis ceva sau mai e ceva de adăugat, vă rog să lăsați comentarii și voi... Voi adăuga noi informații la, acest, la această prezentare video. Vă mulțumesc pentru atenție, și ne reauzim data viitoare.